Într-un interviu, Papa Francis a reflectat asupra agresiunii letale a Rusiei față de vecinul său și a spus că, deși s-ar putea să nu ajungă până la a spune că prezența NATO în țările apropiate a provocat Moscova, aceasta poate a facilitat invazia. Suveranul pontif a condamnat de asemenea brutalitatea războiului și a comparat-o cu războiul civil din anii 1990, care a dus la un genocid al minorității Tutsi. Sfântul Scaun a cerut de la mijlocul lunii martie o întâlnire între suveranul pontif și Putin la Moscova, a precizat papa. Desigur, avem nevoie ca liderul Kremlinului să aloce o fereastră de timp, încă nu am primit niciun răspuns și încă încercăm, chiar dacă mă tem că Putin nu poate și nu vrea să aibă această întâlnire în acest moment. În interviu, Papa Francisc a exclus deocamdată să meargă la Kiev, mai întâi trebuie să merg la Moscova, mai întâi trebuie să mă întâlnesc cu Putin. Francisc a spus că a anulat o întâlnire cu partidul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse și un susținător cheie al lui Putin, care a justificat războiul, deoarece amândoi credeau că va părea ambigu, dar dintr-un apel telefonic a spus că l-a avertizat pe Kiril să nu se transforme în băiatul de la altar al lui Putin, potrivit Politico. De la invadarea Ucrainei, Francisc a criticat în mod repetat invazia, evitând în același timp să-l numească explicit pe Putin, în conformitate cu politica externă a Vaticanului de a menține ușa deschisă pentru un posibil dialog.